George Chirilă, bărbatul cu două soții, surori și 16 copii, trece prin cea mai neagră perioadă a vieții lui. Visa să trăiască în armonie împreună cu familia sa, în tribul pe care și-l crease singur, independent de lume. Dar n-a fost să fie așa. Copiii care până mai ieri nu ieșeau din cuvânt, au decis rând pe rând să lase în urmă casa părintească. Plecarea lor, la oraș, a întors pe dos universul bărbatului, care a uimit o țară întreagă cu stilul lui de viață, nonconformist. Vedeam un pământ paradisiac, compus din gospodării. Gospodării foarte variate, foarte diversificate, în care copiii să se nască și să crească. Copii care poate să cunoască sute de specii de plante și să le și folosească speciile acelea. Să aibă contact nemijlocit cu animalele, să învețe o relaționare corectă între ei, fiind mai mulți frați, veri și alte lucruri. Căsătorit cu două surori, fără să țină cont de legi sau canoanele bisericii, bărbatul e tată pentru 16 copii, cu vârste cuprinse de la 3 la 26 de ani. O armată de moștenitori care îi duc gena mai departe, indiferent de ce vremuri negre se vor abate asupra omenirii. E capul unei familii altfel, un fel de stat în stat, care încearcă să se țină departe de instituții, autorități, taxe. În vreme ce este normalitatea pentru dumneavoastră, au fost de-a lungul timpului și sunt în continuare și voci care vă condamnă, vă acuză. Ce le răspundeți celor care nu sunt de acord cu dumneavoastră? Nu-mi pierd timpul cu ei. La așa ceva trebuie să dai ignor. E cel mai bună cale de păsă. Dar un lucru este, eu am învățat să mă hrănesc cu venin. Ce ați reușit să le asigurați copiilor dumneavoastră în gospodărie alături de dumneavoastră? Deci era acel contact nemijlocit direct cu mama natura. Deci asta era, care mulți copii sunt privați, deși fiecare copil trăjește de pe locul ăsta. Apoi o hrană sănătoasă, pentru că corpurile noastre sunt foarte mult uzate de stresul care este, de poluarea care este, de radiațiile care sunt. Și atunci dacă ești neglijent, nu trebuie să ne mirăm că ajungi la câte boli și câte probleme care sunt. După peste 3 decenii de muncă, George Chirilă a reușit să-și construiască mica lui societate, în așa fel încât să se autosusțină. Și-a înconjurat casa cu pomi, și-a făcut fermă de porci, stână de oi crescute și o adevărată cetate a stupilor. Așa se face că omul nu are nevoie să cumpere absolut nimic de la piață și reușește să-și hrănească strict din resursele proprii marea familie. Deci, cumva totuși un univers paralel cu cel din sat. Paralel, da, și ca o completare a ceea ce acolo lipsea. Nu toți au ales acest lucru. Cumva la nivel material sunteți împăcat, mulțumit, împlinit, însă la nivel sufletește aveți totuși un gol. Da. Va veni o vreme și nu-i departe, când o capră care dă 2 kg de lapte și un vișinea care dă câteva fructe vor fi mult mai importante decât conturile în bancă, decât acțiuni, decât diplome și decât orice altceva. În lumea făcută pentru el și copiii lui, el deține controlul absolut. Și-a crescut copiii liberi, conectați cu tot ce înseamnă natura. Nu i-a protejat când a venit vorba de muncă și, rând pe rând, le-a găsit un rost în treburile din gospodărie. Mergem? Cine? Ionic? Fănic? Cine ești? Haide, ulei. Care îl ajuți? Diana. La Diana ajuți? Așa, ea se descurcă, se descurcă de ea. Paulus, nu stai, că e în curs, adică că oaia se sperie de tine. Da. Ai fost la Fănică și la Ionică? Da. Și Andrei, unde e Andrei? El numai la
Mergem la izvor? Am fost. Da? Ia zăzut pe băieți, da? Haideți la izvor. Priveam în societățile care oricum educau copii mai buni decât societatea modernă. Le-am analizat toate care au fost în... Mă uitam la polinezieni, la negri, la... Nu părintele. Părintele e genitorul care face copilul viguros, ci bătrânii și înțelepții satul, poate și bunelii, străbunii copii, ăia educau copii. Nu poți cere tu unui copil tânăr, ăla naște un organism viguros puternic, dar nu poți cere la acela să-și educe. Deci societatea, atunci societatea acum a cârpit-o cu profesori, educatori și alții de la 4 ani și începe să le educe. Dar în acele societăți, cei viguroși și tineri produceau copilul și bătrânii satului îl educau. Ei, era mai mult echilibru acolo, mai, fiecare făcea slujba mai bine, că era mai pregătit. Până de curând, în familie era liniște și armonie. Toți ai casei făceau voia lui și nimeni nu ieșea din cuvânt. Fiii și fiicele nu îndrăzneau să deschidă gura decât atunci când primeau încredințarea tatălui. Acum lucrurile s-au mai schimbat, ne spune îngândurat George Chirilă. Copiii au crescut și, rând pe rând, au început să se desprindă de cuib, să-și caute drumul în lume. Și asta nu e deloc o idee bună, crede tatăl. Știu că dumneavoastră vă doreați ca toți cei 16 copii să rămână lângă dumneavoastră, în gospodărie. Păi cred că este dorința oricărui părinte. Ați creat un adevărat univers al dumneavoastră în care vă visați alături de cele două soții și cei 16 copii. Numai că între timp, câțiva dintre ei și-au luat zborul, au plecat. Cam brutal, cam abrupt, și niciodată. Și a rămas descoperite anumite sectoare. Când copilul se răzvrătește, părintele nu are cu ce compensa. Înăuntru este mult tumult și multă frământare. În exterior e prea puțin față de ploile torențiale din interior. De ce ați vărsat? Afară poate nu s-a văzut. Sau poate prea singur, puțin. Dumneavoastră cu dumneavoastră. Dar acea ploaie torențială din interior, e ploaie torențială, nu vărsat o lacrimă. Cum și-a pus amprenta plecarea de acasă a celor 5 copii? M-au aruncat pe mine în perioada poate cea mai nesigură și sumbră din viață. Prima plecată a fost Silvia, care ajunsă la 21 de ani, a decis să lase casa părintească și să se mute la Iași. A ales orașul după ce toată copilăria și-a petrecut-o la țară, pe dealurile din jurul casei. Cum au fost desprinderile? Brutale, abrupte. Deci asta este, că se poate pleca. Numai la Silvia a fost mai ceva mai cu binecuvântare, cum s-ar spune. Dar convenția care a fost? 3 zile pe săptămână vei veni și te vei înțărăni. Vei rămâne în contactul cu... Ce înseamnă? Contactul cu gospodăria, contactul cu locul în care tu poți să-ți faci fermă voința ta. Descălțatul și mersului cu picioarele goale prin rouă, de la mâncată unui fruct de care tu o culegi cu mâna ta, nu trec mai mult de 8 minute până se întâmplă niște procese care se întâmplă acolo, de la mângâiat unui animal viu, deci nu mângâi o catifea sau asta, e cu totul altceva, deci sunt niște senzații, chiar și călăritul. Este ceva care tu acolo devii o unică voință cu un... fratele tău mai mic în creație, așa i-am învățat să privească orice animal. Pentru că la oraș ești într-un iureș care e program și dacă ar fi ora, ziua și de 40 de ore, ar fi așa capabil să o faci și pe aia neajuns. Și atunci așa a fost convenția. 3 zile pe săptămână vine apoi la înțărănire, la legătura cu pământul, iar în 4 zile tata te va învăța să cucerești orașul. Și ați învățat-o să cucerească orașul? Nu, pentru că foarte timp scurt a fost cele 3 zile. 3 zile, după aia a fost 2, după aia a fost 1, deci nu mai vin acum pentru că socot că nu mai este așa important că aș veni 3 ore numai să vă salut. Și ce ați simțit când v-ați spus asta? Să nu le trăiască niciun părinte, știi lucrurile astea care sunt? Să nu le trăiască niciun părinte, dar le vom trăi și le trăiesc toți. Există în genere una acasă pentru generația asta? Aceștia de acum sunt acasă în toată Europa. Cum spune, sau acasă pe tot mapa mondul. Nu, de fapt ei nu au una acasă. Sunt oameni care țin la neamul lor, deci pentru el e sfânt neamul, înțelegi? Dar la noi e neam de fugitiv și pe mamă și pe tată, deci nu puteam să am mare lucru. Deci ăștia care l-au părăsit pe tatăl când i-a fost limba mai amară în gură și după aia, după ani de zile, sărmâna tată. Du-te, mă, păi dacă atunci când a fost momentul, ce înseamnă acum sărmâna tată? Pentru mine are valoare. Silvia a plecat să locuiască la oraș și să-și facă singură destinul. Tatăl spune că a observat însă rapid efectele vieții la oraș. Deși deprinderea tupească o ajuta mult în gospodărie. Deci ea când a plecat, lucra cu gălețile de 20 de kg. Deci o fată care lucra ca ceva normal, 20-20. După câțiva ani, se închircește. Deci asta e expresia care eu am folosit-o văzând evoluția în fizic. Iar sufletește se resemnează.
resemnare este cancerul voinței. Pe Silvia au mai urmat-o și alți frați în decizia de a părăsi ograda părintească, deși unii dintre ei nici nu împliniseră 18 ani. După Silvia, cine a mai plecat? Plecat Ancuța, la 14 ani și ceva. Unde? La socrii mei, la bunicii ei, la Pitești. Când a plecat, am întrebat-o atâta. Nu-i cam de vreme, tată? A spus da. Ți-ai însușit tot ce puteai să obții în casa asta? Pentru că un isprăvit așa apare. Când trece pașii vieții, cam prea repede. Nu știa tot ce poate oferi la treapta aceea viața și a trecut deja la următoarea. Alături de Silvia și Ancuța au plecat și doi dintre băieții familiei, bază importantă în ogradă atunci când vine vorba despre forță de muncă. Gheorghe mi-a plecat la stână în Sibiu, la 18 ani. Surpriza majoră pentru George Chirila a fost însă fiul său, Pavel, care a ales să acționeze în tăcere și despre care întreaga familie nu a mai auzit nimic mai bine de un an. A plecat fără semn, fără anunț. Când eram în dreapta la Mila Albin, nu erau așa multe ca acum, acum ne apropiem de 1000 de familii. Nu erau așa multe, dar era destul, pentru doi, destul. Deci, acum ce rămâne? Să-i observ așa cum sunt, fără, nici nu poți să mă influențez, înțelegi tu? Deci să-i observ cum sunt, să-i analizez și să învăț multe lucruri. Atât am rămâne de făcut. A crezut că le dă cea mai bună educație, că le oferă tot ce are mai de preț pe lume. Dar după aceste episoade dureroase, George Chirilă spune că își reconsideră rolul de părinte. Aveți 16 copii. Hai să definim corect. 16 copii m-au auditat. Pentru că nu văd corect relația. Am doi copii, am trei. Cu ce ai avem noi? Vorbim ca și părinți maturi. Dar ei ne au pe noi. Pentru că, într-adevăr, părintele are datorii față de copilul lui. Copiii nu au nicio datorie față de noi. Ce rol au părinții în viața copiilor? Când sunt foarte mici, ei trebuie protejați de foarte multe lucruri. Deci protecția este principalul al unui părinte, ca și tată. Și a mamei, că îl hrănește și îl protejează și tatăl. Apoi este o formare pe care trebuie să o faci. Cu cât mai devreme vezi vocația din el și răspunzi pozitiv la dânsa, îl poți forma mai ușor. Și apoi, dacă poți să visezi alături de el. Ați știut să fiți părinte pentru copiii dumneavoastră? Nu. Tatăl aspru face copiii buni, dar nu pentru el. Deci asta, dacă o știam atunci, era bun. Ei mor și tânjesc după aprecierea de la tatăl lor. Aprecierea tatălor a ieșit o singură dată. V-ați exprimat sentimentele față de copiii dumneavoastră? V-ați manifestat afecțiunea față de ei? Da, este unul din lucrurile de care totuși îmi pare rău. Da. De ce? Uite cum este. Un om care să nu greșească ar fi omul care n-ar avea emoții. Deci următoarea pregătirea mea și lucru în care este, și am să fac, am avut câteva realizări mari în viața asta, încă am val, încă am puterea, am să o fac și pe asta. Deci omul fără de emoții, capabil de sentimente foarte puternice, dar stăpânite de voință. Ați simțit dor de copiii dumneavoastră? Nu, că eu treaba cu dorul l-am ucis din mititel. Nu există așa ceva pentru mine. Și oricât de greu i-ar fi acum să vadă cum principiile lui de viață sunt încălcate, bărbatul încearcă să-și controleze emoțiile când vine vorba de cei 5 copii plecați de acasă. Atașamentele de ceva îți va aduce suferință. Eu am avut 3 mari atașamente cu care am venit, toate 3 mi-au adus suferință. De care sunt acelea? Primul dintre ele a fost de religie. Al doilea a fost de pământ, ceva genul ca la Ion din Rebreanu, deci puternic de tot. Și al treilea a fost de prunci. A fost atașamentul cel mai puternic care mi-a adus cea mai multă suferință la momentul de când a hotărât viața. Ce s-a întâmplat? Păi atașamentul să-l definim prima dată. Atașamentul este când tu nu poți trăi fără ceva. Nici nu vezi viața mai departe, nici nu vezi evoluția pământului. De la simplu, banalul exemplu, și l-am întrebat mulți, măi, față de telefon, te vezi mâine fără telefon, te vezi de acum toată viața ta fără telefon? Păi ești atașat de el, dacă totul se învârte în jur la telefon. Dar pentru mine, evoluția planetei, evoluția mea ca om, viitorul și toate erau legate de prunci. Atâta. Și era un atașament foarte puternic. Eu abia acum, de un an de zile, văd viitorul fără atașamentul de prunci. Cu toate astea, George Chirilă nu îi simte pe cei 5 copii plecați de acasă mai fericiți decât atunci când trăiau la oaltă. E convins că orașul și lumea modernă nu e pentru ei. Îi simțiți mai fericiți acum de când au plecat din gospodăria părintească decât atunci când erau aici? Mai nu puteau să iasă din regula orașului. Mă duc la oraș și merg și urmăresc. Eu am timp. Stau și urmăresc oameni.
închircire, nefericire, strâmtorare. Asta citești pe chipul celor morți. Momental au momente. Au momente. De ce nu le mențineți? Momentele acelea. Vezi și te... Păi, mă duc în weekendul ăsta să mă relaxez. Adică tu toată săptămâna ai făcut ceva care te-a stresat, ceva ce nu-i cu vocația ta, ceva ce nu-i plăcerea ta și ți ajungi în weekendul să le relaxezi. Dar dă-le mama lor de lucruri. Găsește-ți vocația și fă doar aia ce-ți place. Tu ești relaxat în fiecare clipă. Dintre cei ieșuați pe la oraș, dintre ai mei și dintre alții, le-am întrebat, măi, teoretic, după logică, după minte, ce spuneți toți și profesorii voi și tot, că e lucrul cel mai despre pământ, sănătatea. Deci toată asta o spune clișeistic, deci asta o spune în rutină, sănătatea. Dar nu văd, pentru că voi, pentru o diplomă, pentru un ban, pentru o poziție, sacrificați în primul rând sănătatea. Deci asta este evidențe, evidente, nu? Dumneavoastră, aveți vreo afecțiune fizică? Mai, cum să spun... Am o măsa lipsă, pentru că am mințit la 6 ani, când mă doare măsa să chilez de la școală. Și atunci m-au dus, a fost și mi-a scos. În rest, spart, toți dinții sunt dinții mei, spart pietricul, deci nu e problemă de lucrul ăsta. Deși altceva și-a dorit pentru el și familia lui, Chirilă a presimțit parcă ziua în care copiii se vor răzvrăti, așa că a vorbit deschis cu cele două soții despre asta. Le-a avertizat ca nu cumva să aibă așteptări de la pruncii pe care i-au adus pe lume. Evenimentele care s-au întâmplat în casă ne-ar fi prins nepregătiți. Dacă acum 2 ani aș fi avut o discuție cu ale mele, am 2. Și le-am întrebat așa, și le-am spus, fiți atente, să nu așteptați recunoștință și răsplătire de la copii. Una din ele mă întreabă, dar nu s-ar cuveni? Zic, nu vorbim de s-ar cuveni ori nu s-ar cuveni, vorbim despre atitudinea noastră. Că așteptăm de la ei. Vreți recunoștință? Hai să creștem un câine dintr-o rasă bună și o avea parte de recunoștință garantată. Vreți răsplătire? Hai să pămânească, să punem o pădure, să punem niște albini în pădurea și vom avea răsplată cu 100%. Dar în raportul cu copiii, nici noi n-am venit cu roa. Și pentru noi s-au chinuit niște părinți. Datoria față de mamă n-ai cum să o plătești. Nu-ți poți plăti datoria față de mamă. Că te-a purtat, că te-a născut, că te-a necăjit cu tine, că te-ai mic și toate celelalte lucruri. Dar față de viață, îți poți plăti datoria. Deci așa am privit aducerea acestor copii și desprinderea acestor copii. Atât de mult a exersat înțelegerea și mai ales detașarea, încât în final a acceptat ca unul dintre copiii cei mari să se mute singur, într-o casă aflată la câțiva kilometri de gospodăria părintească. A avut însă o condiție. Dar nu mai vreau la mașină, vreau chiar la șosea, cum din șosea să intrăm direct în casă. 4 camere, cu o prispă generoasă și o curte imensă, au devenit acum acasă pentru Ștefan, iar tatăl său, George Chirilă, nu numai că îl susține, dar îl mai și ajută. Este Ștefan baza dumneavoastră? Nu doar el, dar este. Nu orice neisprăvi și fără discernământ va putea să aibă titlul de fiu și fiica mea. Deci ăștia sunt descendenții mei, ăștia toți n-am ce face, sunt descendenții mei. Dar statutul de fiu și fiică nu-l va căpăta oricine isprăvit și fără discernământ. Adică din cei 16 da, există varianta să nu... Vor lupta pentru îi considerați pe toți fii și fiice? Da, vor lupta pentru acest statut. Vă lasă sufletul? Sigur că da. Între timp, acasă au rămas ceilalți 10 copii care se ocupă de gospodăria imensă, întinsă pe hectare. Uite, aia e mega. Da? Aia stă și pe... Păi dimineața stă acasă și după aia, amiaza vine, dă la stungă, se duce mănâncă și după aia stă cu albi, cu oile și bandele. Hii! Nu lăsa, Victoraș. Hai, nu lăsa. Victor e mezinul familiei. E o mână de om care la doar 3 ani spune că vrea să-i calce pe urme tatălui său. Cum te cheamă, tătiul? Ia spune. Ita. Și câți ani ai? 3. Ai mai fost pe la stână, Victor? Da. Când ai mai fost? Nu a fost. Da? Ai fost la fănică și la emică? Da. De Victor are grijă surioara lui, Amazera, care la doar 6 ani e mai responsabilă chiar și decât unii dintre adulți. Cu fratele tău cum te înțelegi? Binișor, câteodată bine, câteodată rău. Care dintre voi doi e mai cu minte? Eu. Tu, Victor, tu cine crezi că e mai cu minte dintre voi doi? Eu. Cu care mă bat? Amazera, ție ce-ți place să faci în gospodărie? Ce treburi faci tu? Păi, păl vase, am grijă de Victor.
Deși atașamentul de copii i-a adus cea mai mare suferință, George Chirilă își dorește în continuare moștenitori de la cele două surori care i-au devenit soții în urmă cu mulți ani. Aveți 16 copii. Câți cu Mariana, câți cu Nicoleta? Păi 10 sunt cu Mariana, 6 sunt cu Nicoleta. Vă mai doriți copii? Da. Dacă ele întineresc, că eu deja am început să întineresc, tot cu ele. Cu care dintre ele? Păi cu Mariana am copil de 3 ani, făcut de ea la 46 de ani. Deci pentru noi nu sunt niște limite de vârstă. Și principalul lucru pentru întinerire este utilizarea superioară a energiei sexuale. Ajută ele și plantele, ajută ele și hrana. De unde aveți cunoștință? După ce am citit tot ceea ce deține umanitatea la nivel de folosirea energiei sexuale, am pus lucrurile cap la cap. Mariana și Nicoleta își mai doresc copii? Cred că da. Care credeți că este menirea dumneavoastră în această viață? A da impulsuri. Are o teorie diferită despre lume și viață și spune că munca e secretul. Vite, în jur la 100, 400 de oi, 150 de capre, 16 cai, stupi. N-am trecut de 1000, suntem aproape de 1000 la stupi. Păsăret cât lumea, porci peste 200, deci asta este o gospodărie. Da, livadă, vie și toate. De câte persoane este nevoie să se îngrijească această gospodărie? Vezi, depinde și de structurarea, cum ești forjat, cât poți lucra. Pentru că cineva venea și spunea, prea mult munciți. Doamnă dragă, dar cine pune norma muncii, cel harnic sau cel puturos? Că dacă ajungem să ne punem norma muncii cel puturos, a zis cu pământul ăsta. La nivelul ăsta de gospodărie era nevoie de 15-16 mii. Atât. În rețeta sa pentru viață, omul pune toate ingredientele, artă, matematică și tot ce înseamnă cunoștințele sale despre natură, pe care le-a învățat în pelerinaje singuratice, prin pădurile țării. Pomul ăsta îmi transmite informații despre copil. Cât de nemulțumit este, cât de flămând este, cât de nu și-a atins menirea. De ce e trist omul? Uitați-vă un copil, de ce e trist? După o vârstă, deci nu copilul mic e vesel tot timpul, copilul mai mare de ce? Cel din interior vrea o vocație să-și o împlinească, cel din afară merge după toate influențele, a găsit alte cădare. Ați spus că sunt nemulțumiți copiii. Ce spun? De ce sunt nemulțumiți? Păi nu spun. Deci după minte logică, n-ai gândit ceva să nu-ți convină. Pentru că de aici, înfipt cu rădăcini în așa ceva, poți să te duci să faci performanță în sport, în artă, în filozofie, în ce vrei tu. Dar rădăcinile le-ai înfipt aici. Ce ești tu, o frunză ruptă de vânt? Pe unde au frunzele rupte de vânt? V-au reproșat vreodată copiii că vreți ca ei să trăiască sub bagheta dumneavoastră, după comanda dumneavoastră? Nu. Dar din jurul lor niște influențe, care au venit și au dat glas la ceva asemănător cu ce spuneai tu. Dar ce nu era cuvântul copiilor mei pus în gura lor, nu erau purtători cuvântului meu. Dar? Ei erau cei ce îl influențau pe copii. Și ce spuneau? Exact la referitor la lucrul ăsta. Tata vă exploatează, tata vă caută să vă folosească ca să-și facă el. Și notarul, când ne-am dus, a 12 proprietăți cumpărate. Și le-am cumpărat pe numele copilor, că așa am convenit cu ale mele. Când vor face 18 ani, fiecare vei pune proprietatea pe numele lui. Cu toate acestea, George Chirilă a decis ca la vârsta de 18 ani, fiecare copil să primească o proprietate pe numele lui. Și notarul m-a învățat și îmi spunea, domnul Chirilă, păi cum de dați la copii? Știți, aveți garanția că la bătrâneți v-a îngrijit dumneavoastră? Nu mai bine păstrați pământul și vineți tu bucățică și vă îndulciți bătrâneții? Muncește mult și se odihnește puțin. Spune că mai mult meditează decât doarme. Cum decurge o zi din viața dumneavoastră? La cât vă treziți și ce faceți în acea zi? Păi eu socot că-s treaz tot timpul. Treaz tot timpul. Și în timpul acelor 4 ore de somn sunt tot treaz. Deci nu iepurește, domn, treaz. Deci sunt treaz, conștient de toate lucrurile care se desfășoară în jurul meu. Dar corpul capătă o relaxare și o odihnă de care are nevoie. Primii la mine a fost articulații care mi-a dat semn că chiar au nevoie de relaxare. Ca și somn, dacă sunt 4 ore, sunt importante să fie 2 înainte de ora 12. Somnul de la 10 la 12 nu-l poți tu înlocui nici cu multe alte ore spre ziua sau în alt timp. Așa că dacă eu m-am culcat la 10 și mă cam culc la 10, undeva 2-2 jumătate sunt treaz de la mine în somn, deci nu are nevoie cineva să mă trezească. Și poate că nu trebuie să ies chiar la treabă, la ora 2 jumătate nu ies la treabă, ies și la 4 jumătate, 5 la treabă. Timpul ăsta este un timp al meu pentru cucetare. Atunci pui observațiile de peste zi cap la cap. Îți focalizezi gândirea pe ceva și duci și obții un rod. Cât durează cugetarea?
Acum pot cugeta și lucrând, acum pot cugeta și conducând, acum pot cugeta și mergând. Anul ăsta mi-am dedicat aproape integral al binei, ca să pot pătrunde în universul stupului. Deci cât stați pe zi la stupi? Eu zic că să fac 25 de ore pe zi, așa spun eu. De ce? Pentru că timpul petrecut la stup trece astfel. Nu este ceva real lucrul ăsta. Deci, oricum, tot timpul care nu îl dorm sau nu mănânc, eu sunt la stup. Anul ăsta m-a atins un record. De record care nici eu nu-l voi mai atinge odată, nu ca altcineva. În trei oameni am îngrijit peste 900 de familii de albine. De aici, dintre dealurile lui, George Chirilă nu vede bine lumea. E de părere că, pe zi ce trece, oamenii pierd tot mai mult din esența vieții și nu va mai dura mult până când vor realiza singuri că e nevoie de o schimbare. Mi se părea îndestul o existență, o viață, ca să realizez peste ceea ce visase. Acum deja trebuie să mă gândesc serios la revenire. Sunteți pregătiți sufletește dacă și ceilalți copii vor pleca din gospodărie? Acum da. La început, când cineva mi-a zugrăvit în negru toate visele mele curate și inocente de copil, până la urmă să spun, și unul, dacă totuși va păși, va fi suficient. Pe cel ce pleacă nu-l opresc cu nimica, cel ce vine nu-l resping, lucrurile se vor așeza.